Fostul ministru adjunct al economiei, Tudor Copaci, a fost audiat astăzi în calitate de martor în dosarul Energocom, în care fostul președinte Igor Dodon este bănuit de depășirea atribuțiilor de serviciu. Copaci a declarat în fața instanței că în acea perioadă toate contractele de import a energiei erau negociate exclusiv de Energocom, erau verificate și aprobate de ANRE și nemijlocit de Consiliul de Administrare al companiei. Copaci a dat asigurări că abia după această procedură erau stabilite tarifele. Acesta a refuzat însă să discute cu presa. Igor Dodon vorbește despre mixtiuni politice în acest dosar și spune că totul este un show menit să deturneze atenția societății de la subiecte importante. Este o făcătură la comanda actualei guvernări, unul din multiple dosare care mă poartă prejudicăți, să am cu ce mă ocupa. Eu mă prezint și mă demonstra în instanță că toate sunt dosare politice și care sens toate învinuirile înaintate. Igor Dodon este învinuit în dosarul Energocom că ar fi acționat în interesul unui grup criminal organizat. În perioada 2008-2009, când deținea funcția de ministru al economiei, Dodon a semnat avizul care a favorizat încheierea de către Energocom a unui contract privind procurarea energiei electrice de la o companie din Ungaria. Este vorba de 2,3 miliarde de kWh. Potrivit procurorilor, acțiunile imputate au condus la majorarea tarifelor la energie electrică pentru populație. Statul a fost prejudiciat cu peste 12 milioane de dolari, bani care au ajuns pe conturile unor companii offshore. Igor Dodon respinge acuzațiile.